să învie Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui. Paștile cele sfințite, nouă astăzi s-au arătat. Paștile cele nouă și sfinte, Paștile cele de taină, Paștile cele prea cinstite, Paștile Hristos viitorul, Paștile cele fără prihană, Paștile cele mari, Paștile credincioșilor, Paștile care au deschis nouă ușile Raiului, Paștile cele ce sfințesc pe toți credincioșii. Precum se stinge fumul să se stingă, precum se topește ceara de la fața focului, veniți de la vedere, femei bine vestitoare, și ziceți Sionului, primește de la noi bunele vestiri de bucurie ale învierii lui Hristos. Veselește-te și saltă și te bucură. Pe Împăratul Hristos, văzându-l din mormânt ca pe un mire ieșind. Așa să piară păcătoșii de la fața lui Dumnezeu, iar drepții să se bucure și să se veselească. Mironosițele femei, foarte de dimineață, stând înaintea mormântului Dătătorului de viață, aflată înger pe piatră șezând și
ce căutați pe cel viu cu cei morți, ce plângeți pe cel nestricat, ca și cum ar fi mergând, propovăduiți ucenicilor săi. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim într-o Paștile cele frumoase, Paștile Domnului, Paștile, Paștile cele prea cinstite, unul pe altul să ne îmbrățișăm. O, Paștile, izbăvirea de întristare, că dintr-o cămară strălucind Hristos, pe ucenițe de bucurie le-a umplut o zi când apostolilor. Slavă Tatălui și Fiului și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ziua învierii și să și unul pe altul să îmbrățișăm. Să zicem,
și celor ce ne urăsc pe noi, să iertăm toate pentru-n viere. Și așa să striga Hristos a înviat din morți, cu moartea pe și celor din mormânturi viață daruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte, călcând și celor din mormânturi viață dă-ne.